Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Eu nu împart lumea în slabi și puternici, nici în victorioși și în frânți, sau în unii care realizează ceva și alții care nu realizează nimic. Pentru mine, lumea se împarte în învățabili și neînvățabili, spunea Benjamin Barber. Nu există pagubă mai mare pentru mintea unui om decât să fie rezistent la învățare. Este vorba de acea încăpățânare intelectuală de a rămâne la un anumit nivel, fără a fi deschis spre alte informații și concepte. Oamenii neînvățabili sunt de obicei aroganți și irascibili. Au pretenția că știu tot, în vreme ce nu sunt dispuși să-și pună ideile în circulație. Suspectează orice noutate sub pretextul unei ancorări în propria tradiție. Nu explorează nimic, dar nici nu se pot bucura de o înțelegere mai largă a lucrurilor. Prin marea noutate a vieții în Hristos, creștinul trebuie să fie mereu o carte deschisă. El trebuie să fie curios și fascinat de cunoașterea lui Dumnezeu și să pășească tot mai mult pe drumul acesta. Trebuie să savureze învățătura, să fie interogativ și exigent cu sine, pentru că numai în felul acesta poate crește în credință. Procesul de maturizare spirituală este, de fapt, un proces de învățare. Numai oamenii limitați cred că posedă adevărul absolut, iar cei din jur se află într-o perpetuă eroare.